Divin, prin cântarea 523. Sfârșitul veacului trăim, cu ură și război, dar fericiți la ce privim, nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită, se va sfârși al morții chin amar, căci Domnul vine iar. De cerul și pământul plin de semnele venirii Lui, cuvântul Său e da bin, în El nicio umbră de schimbare nu-i. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită, se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Ce zi măreață, ce splendor, când trâmbița va răsuna și Domnul va veni pe noi, fericit și plin de slavă îi vom cânta. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită, se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Părinte din ceruri, venim înaintea Ta și dorim să-ți mulțumim din suflet pentru favoarea care ne-o faci ca în această dimineață să fim în casa de rugăciune, aici unde este chemat numele Tău. Îți mulțumim pentru mesajul pe care Tu l-ai pregătit pentru sufletele noastre. Doamne, Te rugăm să ne ajuți să fim atenți la ceea ce vrei să ne înveți în această oră și cu ajutorul Tău. Dă-ne și putere să trăim ce învățăm. Dorim ca binecuvântarea Ta să fie asupra fiecărei inimi prezente. Te rugăm ca Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Să ne ajuți, Doamne, să ne coborâm în noi înșine, să ne vedem starea noastră așa cum ne-o vezi Tu și prin harul Tău și prin puterea Ta să ne schimbăm atitudinea, să devenim oameni noi, oameni schimbați, transformați prin puterea Ta care să semene cu Domnul Iisus Hristos. În mod special, Te rugăm să binecuvântezi slujitorul pe care l-ai ales ca să ne transmiți mesajul Tău. Doamne, îmbracă-l cu putere de sus și Duhul Sfânt să vorbească prin el ceea ce vrei să ne transmiți. Te rugăm să binecuvântezi și scumpii noștri prieteni și musafiri care ne vizitează biserica. Doamne, urmărește-i cu bunătatea și dragostea Ta și ajută-i să înțeleagă cât de mult îi iubești și cât de mult îi dorești să fie salvați și mântuiți și ajută-i să-ți răspundă afirmativ, bucuroși că Tu te îngrijești de inimile lor. Ne închinăm înaintea Ta și cu încredințarea că prezența Ta va prezida adunarea noastră. Îți aducem laudă, cinste, închinarea și slava care se cuvine Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Deuteronomul 23, versetele 21 și 23. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu prege să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat,
dar să păzești și să împlinești ce îți va ieși de pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. În cultura israelită, jurămintele erau privite cu mare seriozitate. Ele erau benevole, dar odată făcute, nu puteau fi încălcate. Cine își lua un angajament pe care nu-l putea ține sau pe care îl împlinea doar parțial, era privit ca un om nesocotit și așa este privit și astăzi. Mai bine nu faci o juruință decât să o faci înaintea lui Dumnezeu și să nu o respecti, dar cel mai bine este să faci o juruință și să te ții de ea. Ca adventiști, să ne aducem aminte că am răspuns afirmativ la următoarea întrebare ce ne-a fost pusă la botez. Dorești să te închini lui Dumnezeu și să susții biserica prin zecimi și daruri și prin efortul și influența personală? Suntem datori să respectăm această promisiune pe care am făcut-o lui Dumnezeu în biserica sa. Apel. Să ne împlinim angajamentele luate înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor noștri. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Colecta din sabatul următor va fi destinată misiunii mondiale. Tată Sfânt din ceruri, în numele puternic al Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim că Tu ne-ai dăruit totul. Îți mulțumim pentru puterea de muncă care ne-ai dăruit-o și în această săptămână, pentru că Tu ne-ai fost alături, ne-ai protejat și îți mulțumim că acum ne-ai pus în fața unui moment în care Tu dorești dărnicie de la noi. Tată, te rugăm să binecuvintezi Tu aceste daruri. Te rugăm să le faci Tu de folos acolo unde știi că este cel mai mult nevoie și te rugăm ca să binecuvintezi fiecare ins, fiecare dătător care a dăruit în această zi și fiecare copil al Tău să fie protejat de Tine. Amin. Îți mulțumim, te rugăm să binecuvintezi și slujirea la care ne-ai chemat și să ne faci, Tată, copiii Tăi cu adevărat pentru veșnicie. În numele puternic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Aș dori să vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Stimați frați, stimate surori, distinși oaspeți, am primit un anunț. Familia Simona și Marian Mustață mulțumește tuturor celor care au participat duminică la evenimentul bucuriei lor.
Mulțumește de asemenea corului care a cântat și Dumnezeu să binecuvinteze această familie și acest nou început. În același timp am primit un anunț referitor la Camporea și deschiderea activității liceului Explo în 1 octombrie la conferința Oltenia Craiova, cu locație în Craiova, Parcul Românescul, la Teatru de Vară. Și convenția instructorilor se mută pe 1-3 decembrie. Vreau să anunț un moment de sărbătoare al Bisericii. Sabatul 3 vom avea întâlnirea cu Domnul la Masa Sfântă. Sabatul 3 este Sfânta Cină. De aceea Dumnezeu ne cheamă să ne pregătim, să ne cinăm împreună cu El. Astăzi nu vom avea ora de pregătire pentru botez. Cu siguranță vom anunța reluarea ei. Acestea au fost anunțurile și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze serviciile divine. Vă mulțumesc! Psalmul 36. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, căci se măgulește singur în ochii lui, ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare, nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. În așternutul lui se gândește la răutate, stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijini pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Întinde și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu se pună pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de lege au și început să cadă, sunt răsturnați și nu pot să se mai scoală. Amin. Dacă mai sunt copii prin sală, îi așteptăm. Are cineva 5 ani? Dintre voi? Ai 5 ani? 6 ani are cineva? Da? Cine e cel mai mare de aici? Cred că eu. Câți ani ai? 11. 11 ani, mulți înainte. Da, ce mai mic? Păi tu ai zis că ai 5 ani, parcă, nu? Câți ani are? 2 ani? 2 ani și 4 luni. Eu o să vă spun o povestire despre doi băieți de vreo 5-6 anișori. Dar până atunci vreau să vă întreb ceva. Așa, de-a lungul timpului, cam câte povestiri pentru copii credeți că ați auzit voi? Câte povestiri? Multe. Multe. Așa, un număr, vă gândiți? Fără număr. Fără număr.
500? Într-un an sunt cam 50 de sabate, așa, 52 de sabate, așa că pe la 5 ani, vreo 200, cineva poate, dacă vine așa mereu, de mic. Am o întrebare. Din toate povestirile pe care voi le-ați auzit, s-a întâmplat vreodată ca vreo povestire să vă ajute în viața de zi cu zi? Da? Vrea să-mi spună cineva dintre voi cum i s-a întâmplat să-și aducă aminte în timpul săptămânii de povestire și să-l ajute? Ia. Am ascultat mai de mult o poveste aici. Nu mai știu cine a povestit-o și nu mai știu ce personal. Știu că era un băiețel mic care sâmbătă a vrut să se bălăcească și când a intrat acolo unde vrea să se bălăcească, era să se nece, fiindcă nu mai avea unde să pună picior. S-a rugat în gând și a pus piciorul pe ceva mai înalt. Și ție ce ți s-a întâmplat? Păi, pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că atunci când nu știam ce să fac la teste la școală, începea și mă rugam. Foarte frumos. Altcineva își mai aduce aminte vreo povestire pe care și-a adus-o aminte și în timpul săptămânii și așa i-a fost de folos? Am mai văzut așa câteva mânuțe ridicate, dar nu știu dacă vă aduceți aminte și exemple. Eu am să vă povestesc despre o povestire pe care și eu am auzit-o și în timpul săptămânii m-a ajutat. Eu am 3 frați, dar am 2 frați, suntem 3 frați în total. Atunci când eram pe la vârsta de 5-6 ani, fratele mai mic, Daniel, nu exista. Între mine și Daniel sunt 8-9 ani. Și când eram noi de vârsta la grădiniță, noi trăiam la țară. E cineva dintre voi la țară? Și cum e la țară? Eu mă iau cu mama Erodica și îmi place să mă joc și cu păpușile. Ia uite ce frumos! La tine cum e la țară? Nu știu. Ce e diferit la țară de oraș? Ia spune. E natură și e frumos. E mai multă natură, mulțumesc. Eu eram la țară și mergeam la grădiniță. Și între casa mea și grădiniță era, cred că, 1,5 km, 2 km și trebuiam eu cu fratele meu să mergem pe jos. Într-o dimineață, voi când vă duceți la grădiniță acum, aveți pachet la voi? Vă luați pachet de acasă, nu? Îți iei flori și ce mănânci? Mănânci spaghet? Când dorm, doar. Atunci mănânci? Copiii spun lucruri trăznite. Ia și ia flori. Foarte frumos. Probabil vă luați și mâncare la voi. Și eu când eram mic îmi luam mâncare, mâncam acasă, dar aveam un ghiozdănel și îmi pare rău că nu pot să-l aduc. Dar oricum, aveam 2 ghiozdănele mici și eu și fratele meu, așa maro, micuțe, acolo încăpea puțină mâncare. Cred că era destul de urât că noi, eu și fratele meu, nu mâncam carne. Și colegii de acolo, de la grădiniță, râdeau mereu de noi. Nici ouă nu prea scoteam pe timpul acela, fiecare venea cu ce avea de acasă. Acum voi vă puteți cumpăra de la magazin. Dar atunci așa era. Și mai râdeau, mi-era rușine să-mi scot acolo gemul cu unt sau ce aveam eu. Dar trebuia să mănânc, așa îmi dădeau părinții și trebuia să cresc și eu mare. În timp ce mergeam cu anumită ocazie de acasă până la grădiniță, eram cu fratele meu și la noi în localitate a apărut din întâmplare un câine. Și noi mergeam, povesteam și odată îl observăm. Și noi, la biserică, am învățat un lucru pe care l-am reținut.
Atunci când ți se întâmplă ceva și nu știi cum să procedezi, ce trebuie să faci? Să te rogi! Să te rogi. Asta am aflat și noi și am mai aflat un lucru. Că noi mai puneam și întrebări. Păi da, dar și dacă ne apar câini, că ni se mai întâmplase, ce facem? De obicei ne întorceam acasă. Dar am înțeles că trebuie să ne ducem la grădiniță până la urmă. Și atunci, cu fratele meu, pentru că la povestirea pentru copii ni s-a spus că mergem așa încet, așa, era o curbă acolo la noi în localitate și mergeam, am văzut câinele și așa am învățat, că trebuie să mergem încet. Și erau doi copii așa de vârsta 5-6 ani și mergeau așa. Cred că dacă ne vedeau vecinii, așa înțelegeam noi că trebuie să mergem, ca nu cumva să se întâmple ceva. Și noi aveam încredere că ceea ce am învățat se și întâmplă. Așa mare bucurie a fost că după ce am trecut și nu ne-a făcut nimic câinele, am zis, Dumnezeu chiar e mare. Asta înseamnă o experiență mică pe care am avut-o, dar noi de atunci am ținut minte ce ni s-a spus la povestirea pentru copii și ce învățăm la biserică. Eu îmi doresc mult ca ceea ce învățați voi la biserică să vă ajute și în viața de zi cu zi. Și să fiți mereu gata să rugați pe Dumnezeu atunci când treceți prin diferite probleme, ca El să fie aproape. Eu am experimentat cu fratele meu și am văzut cum este. Cred că pentru fiecare, la vârsta voastră, Dumnezeu este aproape și El vă ajută în tot ceea ce faceți. Vă invit acum, dacă dorește cineva dintre voi, să ne rugăm împreună. Cine ar dori? Vrei tu să te rogi? Închidem ochișorii toți și ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru că ai fost cu noi în dimineața aceasta. Doamne, să ne ajuți să ne binecuvintezi Tu, să fim cu mine, să ascultăm de Tine și să facem tot ce este bine. Îți mulțumim pentru tot. Amin. Amin. Acum puteți să mergeți la loc și sper ca și învățătura pentru cei mari să fie așa accesibilă și pentru voi. Cântece zglobii prin păduri și prin câmpii. Inima ar vrea și ea un cântec plin de bucurii. Neîncetat, tot mai mult mi-e dor, vreau să cânt pentru Creator. Oamenii sunt fericiți dacă știu că sunt iubiți. Seara când pe cer răsare atâtea stele de cleștar, glasul lor se aude clar. Inima ar vrea și ea din cer speranță iar și iar. Neîncetat, tot mai mult mi-e dor, vreau să cânt pentru Creator. Oamenii sunt fericiți dacă știu că sunt iubiți. Soarele se ascunde în nor, dar știu că norii strecător e lumină în urma lor. Inima ar vrea și ea mereu lumina zorilor.
Mulțumim frumos pentru cântec. Mie îmi place așa când aud foarte clar cuvintele și am văzut așa cum sunt preocupați părinții voștri să se audă foarte clar. Și mă bucur că se înțeleg și cuvintele. Și îmi plac și vocile voastre și mai ales îmi place să aud copiii cântând. De obicei, cred că este frumos să cântăm mai mult împreună cu sala decât să asistăm la un concert, la o persoană, două, care cântă. Dar când e vorba de copii, întotdeauna zic mai bine ascult pe ei. E ceva frumos. Și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze copiii comunității acesteia. Mă bucur să vă reîntâlnesc și vă salut cu pacea Domnului. Când nu mai sunt o perioadă pe aici, mi-e greu să-mi aleg subiectul de predică. Pentru că eu mă gândesc că cel mai bine e să cunosc comunitatea, să știu care sunt problemele, care sunt nevoile, care sunt frământările, care sunt subiectele de interes pentru a fi relevant. Dar când nu știu și nu mai știu așa decât de la diferite persoane, mai spun cum mai este atmosfera aici, mă gândesc, oare se va potrivi ceea ce urmează să spun cu nevoia celor din sală? Însă mă rog și vreau ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață, să-mi vorbească și mie. Am ales un mesaj simplu, un mesaj cunoscut, dar mă gândesc că e important să fie aplicat și probabil pentru aceasta avem nevoie. Așa, după imnul de la început, cam despre ce credeți că este vorba? Despre sfârșitul veacului. Despre a doua venire. Chiar dacă am fost departe, cu inima am fost aici și am păstrat legătura cu anumite persoane și pur și simplu mă simt foarte bine în biserică. Mă simt apreciat și simt că nu merit. Și pe unde merg așa, simt că întâlnesc oameni prea buni, prea buni și mă bucur că sunt adventiști. Sunt mândru de biserica noastră, chiar dacă avem de crescut, totuși sunt persoane, este Duhul lui Dumnezeu care ne vorbește și mă bucur de fiecare dată când îl văd prezent în viața noastră. Avem cu toții de crescut și de multe ori când privesc la viața mea, mă gândesc că n-ar trebui să îndrăznesc să fiu aici niciodată. Cred că în ultimul timp nu mai simt așa o mare plăcere în a predica. Mi-am dat seama că nevoia oamenilor este mai mult de a-i cunoaște la nivel personal, de a le înțelege nevoile personale și de a ajuta. Așa că uneori mi se pare că atunci când prezint un mesaj, mă întreb dacă cumva a ajutat pe cineva. Însă mă rog și cred că Dumnezeu are în planul lui și predicarea. Atât relațiile personale cât și predicarea împreună doresc să ne consolideze credința noastră în Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru familia mea, pentru rugăciune și mă bucur așa când vin și spun a fost bine, când mai spun săptămâna aceasta am avut examenul de licență. A fost așa o experiență. Poate nici n-am apucat să mulțumesc anumitor persoane de aici care mi-au trimis mesaje. Unele știau că am examenul de licență, altele nu, dar au trimis mesaj. Am primit unul dintre ele, îmi spunea să am răbdare. Eu n-am știut atunci la ce se referă. Însă, după ce am primit rezultatele, mi s-a părut așa puțin cam micuțe. Colegii spuneau că a fost evaluarea puțin ciudată. Însă am zis eu oricum, mi-am propus să nu fiu dezamăgit. Dar pentru că un coleg de-al meu a depus contestație, am zis bine, am să depun și eu. Nu mă așteptam să se întâmple nimic. Dar după contestație nota a fost mărită și m-am bucurat. Chiar dacă notele contează mai puțin, totuși rămâne acolo o amintire. Și cine se uită și vede o notă mai micuță, zice ce ai pățit, ce n-ai învățat sau ce s-a întâmplat. Am văzut mâna lui Dumnezeu și am învățat să am și răbdare,
Și Dumnezeu ne trece prin diferite situații și ne bucurăm pe de o parte de învățătura pe care o tragem, o extragem la final, pe de altă parte de persoanele care ne sunt aproape în momentele mai importante așa ale vieții. Pentru această dimineață, așa cum am spus, este un mesaj legat de a doua venire. Sunt puțin supărat de o abordare adventistă. Se întâmplă poate mai mult în trecut, dar și acum încă se mai întâmplă. Când vorbim de a doua venire, de multe ori, și am simțit așa că se spune, nu se mai predică așa mult despre a doua venire. Și asta o simt și eu, că ar trebui să fie mai mult. Dar pe de altă parte, simt că persoanele îmi spun, nu se mai vorbește așa, odată se vorbea de semne mai mult, acum parcă nu mai vorbim despre semne, papa nu mai e atât de mult predicat și eu totuși simt că totuși sunt anumite persoane care parcă numai de asta se preocupă. Cred că este important să fim la curent cu ceea ce se întâmplă în lume. Dar atunci când folosim, e în 1 Ioan, mai întâi am să citesc pasajul și apoi probabil vă veți da seama la ce mă refer. 1 Ioan 4, de la versetul 17, de la versetul 16, spune că și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Ce se întâmplă? Un mesaj care pune accent pe, vorbesc despre a doua venire, vorbesc despre semnele revenirii, însă folosesc teama, frica, teroarea, să vedeți ce se va întâmpla. Și ce încerc? Să, așa cum spune aici, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Dacă frica de a doua venire ne motivează să fim mai buni, această motivație nu este cea din care ar trebui adică viața noastră bună n-ar trebui să fie izvorâtă de teama de a fi arși, de a fi, cum se folosește, ni se spune destul de multe ori ce se mai întâmplă, ce se mai poate întâmpla, ce lege s-a mai dat și pe mine mă înfricoșează. Și cred că e normal până la un punct, dar atunci când asta devine motoul vieții noastre și tot ceea ce facem e, aoleu, să nu cumva, cred că nu putem avea pace și lipsește pacea din viața noastră. Și cred că e important ca dragostea să fie fundamentul relației noastre cu Dumnezeu și cunoscând dragostea Lui, viața noastră să împărtășească pacea, fericirea și bucuria. Pasajul din această dimineață, pasajul principal, se află în Matei 25, de la versetul 1 la versetul 13. Este vorba de pilda celor 10 fecioare. Am auzit-o și eu de mai multe ori, dar parcă n-am înțeles-o așa cum am reușit să o înțeleg în ultimul timp. Am să citesc din Matei 25. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele
au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere undelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Cu îngăduința dumneavoastră vă invit să cerem prezența lui Dumnezeu, astfel încât mesajul scurt să ajungă în inimile noastre. Vă invit să ne ridicăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că suntem împreună, îți mulțumim că avem cuvântul Tău, îți mulțumim că în această dimineață Tu dorești să ne transmiți un mesaj și am vrea ca el să ajungă în inimile noastre și să producă rod. Te rog pentru călăuzire, te rog ca Tu să dai putere cuvântului Tău, să-mi dai putere și mie, astfel încât să înțelegem ce aștepți Tu de la noi în acest timp al sfârșitului. Ajută-ne să Te cunoaștem mai mult și Duhul Tău cel Sfânt să fie cel care să ne ajute să înțelegem, prin Domnul Iisus. Amin. Acest mesaj este pentru noi. De ce? Pentru că trăim cu acest gând, că trăim în timpul sfârșitului. Și spune aici, atunci, nu acum, atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Și contextul este, Matei 24, este îndemn la veghiere, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 24:36. Așadar, contextul este cumva pentru noi astăzi. Nouă ni se adresează Dumnezeu și vrea să învățăm câteva lucruri. Ce mi s-a părut interesant când am studiat este modul în care este în original, în greacă, cuvântul nechipzuit. Știe cineva? Eu am să spun, este cuvântul moros sau pluralul morai, care înseamnă... Ce înseamnă? O traducere mai corectă, dar totodată poate nu ar fi fost chiar cea mai potrivită pentru a apărea pe paginile Sfintelor Scripturi. Cum? În engleză, cuvântul este foolish, pe care îl traducem noi cu prost. Așadar, aceste fecioare nechipzuite, va să zic că nu vreau să folosesc cuvântul de prea multe ori. Neînțelepte, nechipzuite, nesăbuite. Aș dori în continuare să facem grupe de 2-3 persoane sau cu persoanele de lângă noi să discutăm timp de vreo 2 minute care sunt asemănările și care sunt diferențele între fecioarele neînțelepte și fecioarele înțelepte, ca să vedem la ce trebuie să fim noi atenți. Ce se întâmplă cu unele, ce se întâmplă cu altele. Vă las puțin timp să studiați acest pasaj și să identificați acele asemănări și deosebiri. Să vedem care sunt mai multe, asemănări sau deosebiri.
mă bucur că aud vorbărie. Înseamnă că sunt niște lucruri acolo. Ne oprim acum pentru că putem să discutăm împreună. A găsit cineva trei asemănări? Sau mai multe? Cam câte asemănări ați găsit? Spuneți. Deci, toate fecioare. Imediat. Deci toate erau fecioare, nu orice fel de doamne sau nu orice fel de femei, erau fecioare. Toate au așteptat, adică erau adventiste. Păi adventiștii sunt cu așteptatul, nu? Mesajul se adresează bisericii sau cele nechipzuite sunt cele din afară? Sunt aici în biserică. Mă întristez. Alte asemănări. Vom discuta în continuare. Mulțumesc că am mai văzut o mână. Același mire. Foarte important. Jumătate-jumătate. Poate nu trebuie să ne legăm de cifre, dar așa a ales Domnul Iisus. Toate aveau candele. La aceeași nuntă, în candele aveau, dar nu, și aici avem o primă diferență. Toate au ațipit și toate au adormit. Adică, păi, dacă erau și ele neprihănite, nu trebuia să nu doarmă. Cum le-a zis Domnul Iisus ucenicilor, să vegheze. Se pare că totuși, nu toate au reușit să stea cu ochii deschiși. Niciuna. Și totuși... O aparentă întârziere. S-a auzit strigătul, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci, câte fecioare? Toate s-au sculat și și-au pregătit candelele. Și acum, care sunt diferențele? Da. Mulțumesc. Ce alte diferențe mai există? Noi nu avem timp să abordăm toate aspectele legate de această pildă a celor 10 fecioare. Multe lucruri le mai cunoaștem. Eu merg către un anumit aspect. Și aș vrea să nu vă simțiți așa deranjați că poate unele lucruri nu sunt explicate cel mai bine, pentru că merg într-un anumit sens. Și vreau să atrag atenția către un lucru. Pot fi mai multe învățături. Ce alte aspecte? Ce alte diferențe? 5 au intrat, 5 n-au intrat. Aoleu. Pe de o parte, ne dăm seama că, deși unele sunt mântuite, altele nu, nu e vorba de o neprihănire proprie. De unde știm asta? Pentru că toate au ațipit, toate au adormit, n-au fost în stare, prin puterea proprie, să... Și niciuna nu avea ulei propriu. Pe de altă parte... Foarte important ceea ce a spus fratele Chilom este faptul că
Neprihănirea nu e de vânzare. Nu e cu împrumut. Nu pot să dau altuia ceea ce n-are, ceea ce n-a construit de-a lungul timpului. Nu e al nostru. Dacă era neprihănirea lor, dar ele n-au avut neprihănirea lor. Așadar, caracterul este o modelare. Așa este. Așa este. Accentul e pus pe relație și o să ajungem. Așa este. Mulțumesc frumos. Eu vreau să repet din nou o idee. Pasajul acesta nu se adresează celor din afara bisericii, ci celor din biserică. Adică e pentru noi. Pentru noi și pentru astăzi. Pentru că noi considerăm că așteptăm. Rezerva de ulei reprezenta practic plinul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la fiecare. Dumnezeu nu merge cu jumătate de măsură. Rezerva înseamnă plinul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la fiecare. Acum pun puțin accentul pe fecioarele înțelepte. De ce? Vreau să știu și eu care e problema lor. Cum să mă tem sau ce să fac să nu ajung cumva fecioară neînțeleaptă? Ce au pățit ele? Ce au făcut ele? Care e problema lor? Spuneți. Mulțumesc, am mai văzut o mână. Sunt remarcate prima dată 5 fecioare nechipuite. Iar a doua oară, nu 5 chipuite, 5 înțelepte. Ce reprezintă chipuința, lucrarea ta, ultimul tău, acumularea ta. Înțelepciunea înseamnă să te încrezi. Neprihănirea care este atribuită ție, nu prin meritele tale, ci prin meritele tău. E bună clarificare, e bună clarificare. Mulțumesc. Pe de o parte, s-a spus că e vorba de o chibzuință. Fac ceva fecioarele înțelepte ce nu fac neînțelepte și totuși
și mi s-a părut important să faceți această clarificare, ați spus imediat după, și totuși nu e vorba de neprihănirea lor, de faptele lor, adică nu predicăm o neprihănire a faptelor, ci îl predicăm pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, mai vreau să înțeleg mai bine, care e păcatul fecioarelor neînțelepte? O altă întrebare. Cine dintre noi e fecioară înțeleaptă? Deci, fecioară înțeleaptă. Să ridice mâna. Dar atunci, cine simte că s-ar putea să se întâmple? Cine simte că nu-i ajunge uleiul? În acest timp al sfârșitului, simte că s-ar putea ca uleiul să nu îi ajungă, să ajungă până la capăt. Cine simte că energia lui spirituală nu e destul de puternică și ar fi posibil ca lumina să-i se stingă la miezul nopții? Cine simte că în noaptea aceasta, fără stele, în noaptea confuziei, s-ar putea să nu fie de ajuns ceea ce avem? E cineva care are simțământul acesta? Mă bucur. Ce înseamnă ațipirea? Mulțumesc. Mă bucur că ați ridicat mâna, pentru că, de fapt, caracteristica fecioarelor înțelepte este faptul că ele nu s-au încrezut în propria putere. E simțământul fecioarelor înțelepte că s-ar putea să nu le ajungă. De unde știm asta? Pentru că ele spun. Ce spun? Îmi pare rău, dar s-ar putea să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Nu trăim cu sentimentul că noi le avem pe toate și suntem, ci ne teamă, ca nu cumva. Ce înseamnă ațipirea? Cred că sunt mai multe valențe. Una la care m-aș gândi este dată de încercările prin care cu toții trecem sau încercările prin care vor trece cei de la sfârșit. În care, așa ca ucenicii, suntem găsiți dormind. Cu toții. În sensul că nu prin neprihănirea noastră proprie, nu prin ceea ce reușim noi, trăim, nu, suntem trezi. Și totuși există o diferență între cele două tipuri de fecioare. Mă întorc la o afirmație care s-a făcut. S-a spus că sunt unele fecioare. Fratele Auraș a spus că unele cer ceva și nu li se dă. Atunci întrebarea este, când cele nechipzuite bat la ușă și cer ca ușa să fie deschisă, pentru că s-a amintit că ele n-au cerut. Nu au cerut pe cum? Nu spun vreau ca ușa să fie deschisă, spun ele aici, Doamne, Doamne, deschide-ne, noi vrem să intrăm. De ce nu li se deschide ușa? Care este răspunsul? Așa scrie aici. Ați venit prea târziu, dacă veneați mai devreme, nu scrie. Răspunsul este, nu vă cunosc. Mă întorc puțin la caracteristica principală a fecioarelor nechipzuite. Și nu vreau să o spunem din cuvintele noastre, vreau să o găsim aici. Ce spun fecioarele nechipzuite despre ele? Ele spun așa. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte ce? Dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele.
prin aceste cuvinte ele se caracterizează. Ele au o lipsă. Și lipsa aceasta, aș vrea să deschidem în Ioan 6:37, poate încurc lucrurile acum și se tulbură mai mult mintea noastră, dar cred că e o clarificare importantă. În Ioan 6:37 spune Domnul Iisus: tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Cum? Dacă unii vin la mine și, adică eu așa văd aici, spun: Doamne, Doamne, deschide-ne. Și eu spun: păi, tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. De ce le izgonești afară? Care e problema? Aici nu scrie pe cel ce vine la mine, dar mare grijă să veniți la timp la mine, că nu se poate oricând. Foarte important acest aspect. Aici voiam să ajung, de fapt. Ce spune versetul, de fapt? Pe cel ce vine la... Pe cel ce vine la mine... S-ar putea să folosim numele lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că venim la El. Se poate întâmpla să vin la biserică, să vin la spectacol, să vin la concert, să vin să mă întâlnesc cu frații. Dar ceea ce contează este să vin la Domnul Iisus Hristos. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgăni afară. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Da. Respectiv, candelele reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, iar undele nu reprezintă Duhul Sfânt. Putem observa că există un moment de criză în această parabolă. Până în moment dat, nimeni nu dă seama care parabolă, care fecioară este înțeleaptă și care este și care nu este. Da? Acel moment de criză îl reprezintă strigătul care anunță venirea mirelui, când ele sunt trezite. Atunci fecioarele înțelepte, le putem vedea că au Duhul Sfânt, da? În acel moment de criză, care reprezintă pe acei credincioși care atunci când o să vină criza finală, sunt pregătiți pentru ea, și fecioarele neînțelepte, când se vor trezi în criză și vor da seama că, de fapt, n-au esențialul, nu au Duhul Sfânt. Foarte bine punctat, nu mai e nevoie de explicații. Ați pus și întrebarea, a fost și răspunsul și cred că a fost destul de clar. Și mi-a mai adus aminte de un lucru. Când e vorba de fecioare, e clar că e vorba dintre cei care sunt aleși în biserică, adică oamenii aceștia ai lui Dumnezeu, care sunt și vegetarieni, care nu lipsesc pe la biserică, nu vin doar de la 11 la 12, vin mereu. Sunt oameni care iau în serios relația cu Dumnezeu. Nu e vorba de persoanele care nu au interes. Și totuși e o problemă. E o problemă dată de lipsa unei relații prin Duhul Sfânt. Cred că este o lipsă de înțelepciune și de chipzuință să ceri de la oameni ceea ce ar trebui să ceri de la Dumnezeu. Când a zis, dați-ne din uleiul vostru. Dacă nu ai cerut la timp de la cel care poate să-ți oferi uleiul, e degeaba. Lipsa rezervei, am găsit în spiritul profetic, este lipsa dispoziției de a te lăsa prelucrat în totul de Duhul Sfânt. Foarte bună clarificarea. Da? Thank you.
Deci pot să stau cu Biblia în mână și să nu mă ajute la nimic. Pot să fiu în biserică și totuși să stau cu Biblia în mână, să o am mereu la sub braț, să vin cu ea, să fiu în costum și totuși să nu fie de ajuns. Am mai văzut o mână. Da. Fratele Soare? Așa este. Atunci, nu acum. De perioada noastră. Mulțumim, mulțumesc. Este o candă, nu? Mulțumim. Biserica se va împărți în două. Unii vor rămâne chiar în timpul încercărilor. Vor rămâne credincioși, statornici la datorie. Iar cei care nu au o relație credincă cu Dumnezeu, încet, încet, eu vor părăsi. Ce trebuie să reținem pentru noi e fiecare. Mulțumim frumos. Cred că era important, așa cum am spus, nu știu dacă reușesc să ating toate valențele și nu este timp pentru tot, dar ajută pentru anumite clarificări pe care probabil le avem în minte. Ce am înțeles și cred că e important este că nu e timpul pentru o relație spontană cu Dumnezeu. E nevoie de o relație, cum se zice, programată sau permanentă. Prin decizia noastră de zi cu zi
să ne încărcăm candelele. Poftim? Am găsit în parabolele Domnului Hristos un pasaj în care Ellen White spune așa: cei reprezentați prin fecioarele nechipzuite nu sunt ipocriți. Ei au considerație față de adevăr, l-au apărat și l-au susținut. Unii ca aceștia se simt atrași către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului Sfânt. Ei n-au căzut pe stânca Iisus Hristos și n-au lăsat ca firea lor cea veche să fie sfărâmată. Ei nu cunosc pe Dumnezeu, n-au studiat caracterul Lui, n-au avut comuniune cu El, deci ei nu cunosc, nu știu cum să se încreadă în El, cum să privească la El și să trăiască. Slujirea lor înaintea lui Dumnezeu degenerează în formalism. Poporul evreu, Isaia 11 sau alte pasaje, degeaba mă lăudați cu buzele, când de fapt sunteți departe de mine. Serviciul de închinare de la templu continua, fiecare aducea jertfa și cu toate acestea îmi spune: sunt sătul de sărbătorile voastre. Care sărbători? Că tot Domnul Iisus le spusese, Dumnezeu le ceruse, au întocmit totul. Și totuși, deși erau prezenți cu trupurile acolo, mintea lor era în altă parte. În această dimineață vreau să învățăm cum putem să fim aproape de El. În contextul acesta al sfârșitului, Dumnezeu face apel la inima noastră pentru autenticitate. Să nu mai venim doar la biserică, să nu mai venim din anumite motivații, ci motivația noastră să fie El. Pe Cel ce vine la mine, nu-L voi izgoni afară. E nevoie de autenticitate, e nevoie să fim curați înaintea lui Dumnezeu. Cândva s-a întâmplat ca un frate la Cernica să lungească predica. Și la început m-am simțit așa puțin iritat, că spusese destule. Numai că venisem să fac apel ca inimile oamenilor să fie predate lui, și ce nu înțelegeam eu la început era faptul că el nu-și făcea doar datoria, ci simțea ceva. Simțea că odată se întâlnește cu noi. E vorba de fratele Ranko Stefanovici, care studiază Apocalipsa, probabil am citit din cărțile dumnealui, și așa, pentru faptul că parcă nu mai pleca de acolo și continua să fac apel, am simțit și în inima mea că e o frământare. Dincolo de ceea ce se vede, e ceva ce nu se vede. Simțea că e nevoie de mai mult. Și parcă știa că e cineva în sală. Cred că știa de mine, că aveam nevoie de reconsacrare. Și în timp ce tot vorbea, am început să simt ceva. Să simt că Dumnezeu îmi vorbește mie și că vrea să iau în serios apelul pe care El mi-l face. Acela de a-L lăsa pe El. Mi s-a întâmplat să fiu prezent acolo cu trupul, să ascult din datorie mesajul, să fie mintea în altă parte și să nu las pe Dumnezeu cu totul să lucreze în viața mea. Dar mi-am dat seama că atunci că e important să-i spun: Doamne, atât de mult ținem noi la noi oamenii, ce-ar fi să zic acum? Nu mă interesează nimic altceva decât să fie numele Tău lăudat și să mă predau Ție. Am auzit la fratele Nicu Butoi o ilustrație, o experiență adevărată a unui pastor. Dumnealui spunea că cu anumită ocazie, pastorul respectiv își prezenta experiența pe care și dumnealui probabil a auzit-o și a spus așa: era mic, eram în
cu părinții și pentru că nu aveam de câțiva ani, au fost probleme și nu mai dădeau roade holdele noastre, ne-am întâlnit la fiecare altar să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să facă ca anul acesta să primim rod. Și ne rugam așa în fiecare seară, eu, cu tata, cu mama, cu frații, și spune, anul acela se vedea că holdele sunt mult mai bogate. Și am simțit că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Și a trecut timpul, grâul arăta tot mai bine, până într-o zi când erau gata să au pregătit totul, secerătorii, gloriile, erau gata, a doua zi urma să fie strângerea grâului. S-au rugat ca de obicei, când s-au trezit dimineața, a fost ploaie toată noaptea, a fost mocirlă, s-a distrus tot grâul. Și băiatul a spus, am crezut că a auzit Dumnezeu rugăciunea. Și uite că n-a auzit-o. Și a ieșit, voia să vadă ce zice tata, el era mic. Să vedem ce zice tata, că ne-am rugat. Am zis, uite că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Și rugăciunea n-a fost ascultată, că până la urmă s-a dus tot grâul. Și ieșea așa el micuț pe lângă tata, au ieșit amândoi, dar nu îndrăznea să fie lângă tatăl. Stătea așa puțin mai în spate. Și în timp ce tatăl se uita și băiatul voia să vadă reacția tatălui, tatăl începe și cântă un imn. Stânca mântuirii tu, către tine vin acum. Și băiatul spune, s-a întâmplat pentru prima dată în viața mea, când l-am văzut pe tata că e fericit dincolo de tot ceea ce se întâmplă, atunci am zis, vreau și eu pe Iisus Hristos. Am simțit că dacă aș fi fost atunci lângă mine, m-aș fi dus la el și l-aș fi luat în brațe, pentru că îmi plăcea Hristosul pe care l-avea tatăl meu. Nu s-a descurajat. A zis, stânca mântuirii către tine vin acum. Și mai târziu, în timp ce prezenta experiența aceasta, era și tatăl în sală și asculta din nou această experiență și parcă vedea din nou grâna bogată, parcă vedea din nou, auzise ploaia, a văzut din nou noroiul, a văzut cum s-a distrus toată recolta și nu mai era în sală, parcă nu mai auzea predica. Și așa, în timp ce asculta, parcă a auzit o voce, în timp ce fiul lui vorbea, uite-te mai bine, el e recolta ta de atunci. Și atunci inima tatălui a înțeles că nu mai contează grâul, nu mai contează altceva, ci contează când un om, prin modul în care Dumnezeu lucrează, face ca noi să fim aproape de el. Ceea ce suntem și ceea ce facem se datorează lui. Noi suntem recolta lui. Și indiferent prin momentele prin care trecem în viață, ne dorim să îl cunoaștem mai mult, să venim la el și el să ne conducă în toate. Dumnezeu să ne binecuvânteze și mesajul pe care l-am auzit acum să aducă rod în viața noastră. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să continue acest mesaj și apelul pe care El îl face la inima noastră să-L alegem. Cred că sunt persoane în sală care simt această nevoie. Când facem legământ prin botez, este un moment special, dar și pe parcursul anului avem nevoie din nou și din nou să-L alegem pe El. Este și în această dimineață o ocazie în care să-I spunem Lui decizia noastră. De aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare și fiecare să-I spună Lui Dumnezeu decizia pe care a luat-o, după care mă voi ruga și eu.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ne vorbești. Și îți mulțumim că apelezi la inima noastră pentru ca viața noastră să fie condusă de tine. Poate am venit de obicei sau de multe ori la biserică într-un sens formal. Poate am așteptat să se facă ora 12 și să mergem acasă. Și dacă zăbovim aici, este pentru faptul că simțim în inima noastră o dorință mai mare de a te urma pe tine. Vrem și în această dimineață să te alegem pe tine. Ne dăm seama că mai important decât mesajul, decât de frumos e el sau decât de interesant ni se pare, este decizia pe care noi o luăm. Și în această dimineață vrem să ne dăm seama și să înțelegem mai mult, să ne conștientizezi tu că e atât de important să luăm decizie pentru tine. Dorim să ne predăm ție, dorim să te alegem pe tine din nou și să venim la tine pentru că ne-ai făgăduit. Fie ca noi să avem bucuria deplină în împlinirea făgăduinței tale. Te rugăm ca tu să continui prin Duhul tău cel Sfânt mesajul din această dimineață, să descoperim mai mult frumusețea din această pildă a celor 10 fecioare, să înțelegem și alte aspecte, să fim gata pentru revenirea ta. Îți mulțumim că ne iubești, că l-ai dat ca jertfă pentru noi pe Fiul tău, pentru ca prin neprihănirea Lui atribuită nouă să putem fi mântuiți. Nu avem niciun merit, dar venim în numele Lui, știind că Tu asculți rugăciunea noastră așa cum o asculți pe-a Lui. Îți mulțumim că El vine înaintea Ta și ne asculți rugăciunile, de aceea avem pace și Te lăudăm prin numele Domnului Iisus. Amin. Aș vrea să mă acompaniați la a treia strofă și la refren. Doamne, câtă fericire, câtă pace am simțit, câtă sfântă ocrotire de la tine am primit. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, când suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să scânt. Când zdrobit eram pe cale și când toți m-au părăsit, Tu ai fost a mea salvare, Tu cu fapta m-ai iubit. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, când suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc m-a scos și m-a întărit să scânt. Mâna ta a fost cu mine pretutindeni în nevoi, cu bine, dându-mi iarăși forțe noi. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, când suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc
m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, când suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strântorări doar harul tău ceresc, m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Amin. Amin. Aș vrea să spun un lucru de care mi-am adus aminte acum. Spun de multe ori că sunt gata să ajut pe oricine își dorește din toată inima să fie aproape de Dumnezeu. Sunt oameni care caută pace în relația cu Dumnezeu, care caută fericirea cu sinceritate și totuși nu o găsesc. Se întâmplă anumite lucruri prin care Satana ne duce în confuzie. Am trăit și eu astfel de momente. Sunt anumite lucruri pe care le putem identifica. Și dacă sunt oameni, dacă sunt persoane în sală care își doresc din toată inima o relație cu Dumnezeu și totuși simt că ceva le lipsește, că ceva nu merge, sunt sigur că se găsesc persoane și în comitet, puteți vorbi și cu mine și cu fratele pastor, pentru că e important ca ceea ce e în inima noastră să fie pace. Săptămâna trecută învățam și bunica mea a venit peste mine, vorbea și am țipat la ea. I-am spus să se ducă să facă treaba, e aici în sală. I-am spus să meargă la treaba ei și să mă lase, că eu am de învățat. Și am țipat la ea și după aia când să mă pun pe genunchi, să mă rog, te miri de ce n-ai pace. M-am dus și când am plecat, nu i-am cerut iertare în aceea zi. Din nefericire. Dar când am plecat să dau examen, în timp ce vorbeam și mi-am luat la revedere, mi-am dat seama că am nevoie să-i cer iertare. Facem uneori lucruri pe care le regretăm mai târziu. Și uneori ne punem piedici singuri în relația noastră cu Dumnezeu. E dureros uneori. Dar avem nevoie. E unul dintre aspectele pe care vi le recomand. Mi-l recomand. Dacă știți că între dumneavoastră și o altă persoană există lucruri neclarificate pentru pacea dumneavoastră, atunci când puneți capul pe pernă, pentru a fi fericiți în relația cu Dumnezeu, rezolvați, să rezolvăm aceste lucruri. Mai ales dacă e vorba de o relație cu cineva din biserică. Se uită și oamenii din jur la noi. Fie ca biserica noastră să fie unită, avem nevoie de asta. Îmi doresc să avem cu toții parte de o relație strânsă cu Dumnezeu. Așa cum o să vedeți, va fi amintit sau după cum vedeți, avem imnul pe care l-am amintit înainte. În numele Domnului Iisus închidem serviciul divin din această dimineață, intonând împreună melodia 173, Stânca Mântuirii Tu. Stânca mântuirii Tu, către Tine vin acum. Lasă sângele zvărsat să mă spele de păcat. Rătăcita mă fost și rău, ia-mă Tu sânul Tău. Cei ce zice legea Ta, ca să fac eu n-aș putea, chiar să aleg să lupt cât pot și să plâng amar de tot. Dacă harul Tău n-ar fi,
Tată Ceresc, îți mulțumim din suflet pentru grija care ne-o porți zi de zi și clipă de clipă. Mulțumim! Bunule Iisus, îți mulțumim pentru mila Ta și harul Tău care ni l-ai dat. Mulțumim! Îți mulțumim, Bunule Iisus, că fără Tine n-aveam nicio șansă pe acest pământ și la mântuire. Ajută-ne, Bunule Iisus, să avem înțelepciune, să Te alegem pe Tine, amin, să trăiești în viața noastră, zi de zi, în fiecare dimineață. Ajută-ne, Bunule Iisus, să nu ne fie rușine cu numele Tău pe unde mergem. Dă-ne putere să Te mărturisim și viața noastră să fie o carte deschisă pentru lumea care piere. Fă-ți lucrarea prin noi. Ne punem la dispoziția Ta și Te rugăm să ne dai putere, pace în suflet și implorăm Duhul Sfânt să locuiască în mintea și în inimile noastre, să ne pună dragoste pentru oameni. În numele Lui Iisus Te-am rugat, Tată Ceresc, prin puterea bunului Tău Duh Sfânt. Amin. Vreau să vă reamintesc că serviciile divine rămân neschimbate, mă refer la oră. După amiază, serviciul divin de închinare va fi la ora 18. Pentru cei care au fost aseară, a fost un moment unic. Fratele pastor a avut o predică deosebită prin inspirația Duhului Sfânt și vă invit pentru după amiază, pentru că fratele pastor va fi iarăși împreună cu noi, să ascultăm ce Dumnezeu are să ne spună. Totodată mulțumim fratelui Sorin pentru mesajul de astăzi. Mă scuzi, trebuie să mă obișnuiesc cu numele tău. Și la program, când am făcut, am scris Sorin. Anunțasem mai devreme că nu va fi oră pentru pregătirea de botez. Și mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează, pentru că cineva mi-a atras atenția că sunt persoane care doresc să vină să facem această oră. Vă asigur că vom fi prezenți la ora 4:30 pentru acest lucru. Persoanele care, deci 16:30, persoanele care doresc să vină, să studieze din Sfânta Scriptură, sunt așteptate la ora 16:30. Ne despărțim sub binecuvântarea Domnului. Amin.